Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În ultimele 8 săptămâni a avut loc un mare experiment în Marea Britanie și spun englezii că ar putea fi începutul unei noi ere a muncii. Ce s-a întâmplat mai exact? Mii de britanici au testat programul de lucru de 4 zile fără nicio reducere a salariului. Atenție, a fost cel mai mare experiment de acest fel și concluziile sunt acestea. Foarte mulți angajați se simt deja mai fericiți, mai sănătoși și simt că au o performanță mai bună la locul de muncă. Programul ăsta pilot de 6 luni a implicat 3300 de lucrători din 70 de companii, lucrând 80% din săptămâna lor obișnuită, în schimbul promisiunii că își vor menține 100% din productivitate. Și uite câteva declarații acelor implicați în acest experiment. Mi-a schimbat viața. Am urmat cursuri de gătit, lecții de pian. Au mers la pescuit, au mers pe role. Cam astea sunt declarațiile șefilor lor. Adică ce au făcut în a cincea zi? Cam asta au făcut în a cincea zi. Ceea ce nu reușeau să facă înainte. S-au bucurat de un weekend prelungit. Și nu neapărat puteai vinerea să stai acasă. Îți puteai alege ziua de luni de stat acasă, știi? Dar eu stau să mă gândesc, nu e prematur să măsori că... Și eu aș fi foarte fericit dacă acum toată vara asta am lucrat 4 zile în loc de 5. Așa. Dar pe măsură ce se adună problemele și chestiunile de rezolvat pe care trebuie să le faci într-un timp mai scurt, oare cum o să te simți peste Poate le poți rezolva mai repede, fiind mult mai odihnit și mai relaxat. Știi, poate îți crește productivitatea, însă hai să vorbim cu un specialist, și anume Magor Cibi. Magor este Head of Leadership la una dintre cele mai mari firme de training și consultanță de la noi și se află în direct prin telefon. Bună dimineața, Magor, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Explică-ne tu, te rog, de ce ar ajuta săptămâna de 4 zile? Sau ar ajuta săptămâna de 4 zile? E greu de spus dacă ar ajuta. În acest moment datele arată că da, avem deja un experiment în Islanda, unde 10% din populația Islandei a participat și ceea ce au constatat este că rata de burnout a scăzut, rata de părăsire a jobului a scăzut, dar în același timp productivitatea a rămas cumva la cotele de dinainte. Iarăși, dacă mă uit la alte statistici, pot să văd că, în general, noi lucrăm din 8 ore, cam 3 ore cât stăm la birou. Asta ne arată nu neapărat că soluția este 4 zile pe săptămână, ceea ce ne arată foarte clar că sistemul actual după care lucrăm nu mai este eficient la forma asta sau la anul în care trăim. Și atunci, dacă e să ne uităm că lucrăm doar 3 ore din 8, nu ar fi mai eficient cumva să găsim un echilibru, pentru că dacă e să ne uităm în acest moment, rata de burnout în companiile, atât în România cât și în străinătate, e undeva la 2/3, adică peste 60% dintre angajați. În România, unde lucrăm, .ro a făcut un sondaj și ei au arătat că în ultimii 5 ani, 74% dintre români au trecut cel puțin printr-un burnout. Cred că putem să facem, să ne organizăm mai eficient, cred că putem să avem organizații care reușesc cumva să mulțumească și oamenii, dar în același timp rămân și la o cotă de productivitate care să satisfacă și shareholderii sau și companiile. Dar eu stau să mă gândesc, deci 3 ore spui tu că în medie să muncesc 3 din ore 8. Din 8? 2 ore și 58 de minute, ca să fiu mai exact. Cred. Și în rest ce facem? Adică cine lucrează la birou în restul timpului 5 ore? Ce... Există și aici un clasament. Spun aceste cercetări că oamenii stau destul de mult pe net, oamenii stau destul de mult la povești, asta cel puțin înainte să plecăm de la birouri, adică înainte de pandemie, stăteau destul de mult în jurul watercooler, adică aparatului care oferea apă, stăteau destul de mult la cafele, stăteau foarte mult să se uită la știri, adică oamenii își găsesc tot felul de îndeletniciri. Eu am lucrat într-o țară unde cumva există obsesia muncii în Corea, și acolo am putut să observ că inclusiv oameni care încă n-au primit task de la mine, adică proaspăt angajați, pretindeau, adică stăteau câte 10 ore în fața calculatorului. Eu când îi întrebam ce fac, ei îmi spuneau că muncesc, iar eu când le spuneam că bă, știu că nu muncesc, că nu ai primit nimic, adică nu ai nimic. Și a zis, bă, așa e la noi, te rog, acceptă, te rog, nu pune întrebări, că o să mă simt prost. Și atunci el prefera să pretindă în fiecare zi că lucrează 10 ore și știu că lucrează 0 ore din 10. Suntem cumva obișnuiți să pretindem să muncim și aici e o problemă din punctul meu de vedere. Dacă am pretinde mai puțin și am face mai mult, cumva am fi cu toții mai fericiți. Dacă am fi asumați, atunci am putea să spunem, uite, lucrăm 4 ore, 6 ore, 4 zile din 5, dar măcar în momentele alea
dăm silință cumva și terminăm tot ce trebuie să terminăm. Pentru că ineficiența, atât în România, cât și în multe alte state, chiar și dezvoltate, este extrem de mare. Îți dai seama ce urmăriți suntem dacă cineva a calculat cât timp petrecem alături de dozatorul de apă. Da, au, e adevărat, bănuiesc, Magor, că au niște softuri instalate pe calculatoare. Așa se detectează timpul ăsta de lucru, nu? Asta ar intra în conflict cu GDPR-ul, adică toate aceste lucruri sunt cumva pe bază de răspuns. Adică au întrebat peste 10.000 de oameni din diverse companii cam, cu ce își petrec timpul într-o zi de normală de muncă, iar ei au răspuns fiecare după... Bem apă. După, Nu neapărat bem apă, dar stau destul de mult și e foarte important, adică noi deseori subestimăm, este foarte important partea asta socială de cumva de a exprima apartenență, de a sta cu oamenii, de a te integra într-un grup, că majoritatea dintre noi de aceea căutăm, printre multe alte lucruri, locuri de muncă, ca să aparținem unor grupuri, ca să aparținem unor triburi. Și dacă nu stăm cu membrii tribului nostru, e foarte greu să dezvoltăm apartenență, este foarte greu să fim acceptați. Până la urmă, ca să ne îndreptăm către o concluzie, cu companiile cu care lucrați voi, ați recomanda săptămâna asta de 4 zile de lucru? Adică ar fi un beneficiu aici? Cred că avem niște studii care sunt foarte promițătoare și în studiul din Anglia încă nu avem rezultatele cercetătorilor de la Oxford, Cambridge, care sunt implicați în acest studiu, care să spună exact cum s-a transformat performanța. Dar în acest moment ceea ce putem să spunem că există o rată destul de mare de burnout, există o rată destul de mare de demisii și acum nu doar în Statele Unite, că în Statele Unite deja de 13 luni demisionează mai bine de 4 milioane de oameni în fiecare lună. Și în România este extrem de vizibil, mai ales în anumite sectoare, cred că putem să ne gândim în acest moment cum să devenim mai umani și cum să punem un accent mai mare pe oameni ca și organizații, pentru că în felul ăsta ar crește și productivitatea și cumva legătura oamenilor cu organizația și misiunea organizației lor și în felul ăsta cred că am putea să producem, adică să generăm lucruri pozitive mult mai mult împreună. Magor Cibi, Head of Leadership la una dintre cele mai mari firme de training și consultanță de la noi în direct în Deșteptarea de Vară. Îți mulțumim foarte mult pentru interviu. Hai să punem și o întrebare, nu? Ia fiți atent, 0728111222. Lăsați munca deoparte. Munca nu, după cum vedeți, nu e bună și nici nu prea muncim. Hai că întrebarea noastră o vreți de 3 zile sau cum? Nu. Sau? Ce ați face în a 5-a zi? Dacă ați avea a 5-a zi, adică mă rog, a 3-a zi liberă, cum ar fi. Că să intre în weekend... Ziua 5, care nu se mai muncește. De joi. Da, sau dacă ar fi luni. Ce ați face în ziua aceea 9 liberă? În ziua 5 de muncă. Reduce, ce ați face în ziua aia? Adică, ceva ce ai face în mod obișnuit sau te-ai gândi la un weekend prelungit sau poate stai poate două zile pe baltă la pește și... Poate o zi de bere în plus sau poate ieși la club mai tare. Ce ați face cu o zi suplimentară liberă? E o întrebare grea, Cătăline, pentru că noi suntem setați pentru sâmbătă și duminică. Da, eu știu ce aș face. Eu aș munci în a 5-a zi, că am o grămadă de probleme nerezolvate, după cum vezi. Așa. Dar voi ce ați face în a 5-a zi? M-aș teleporta în Maldive, pe o plajă pustie, unde aș asculta Europa FM în fiecare zi. Aș munci ca să câștig mai mulți bani. Uite, cineva pe care scrie Cătălin Strible. Da. Să muncească în a 5-a zi. Da. Dar uite, cineva care ne spune că de 2 ani lucrez 4 zile pe săptămână, sunt mai productiv. Bravo! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.